Această emisiune vă este oferită de grupul de producători Corvinia. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Începem emisiunea ACIP la Direcția Agricolă. De fapt, facem prezentarea în fața Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara, pentru că aici a fost polul de interes în săptămâna care a trecut. Două programe care s-au lansat deja pentru 2018, tomate 2018, a fost de fapt motivul principal pentru care am venit aici, dar și programul de relansare a raselor românești Mangalița și Bazna. Vorbim despre ele cu directorul Direcției pentru Agricultură Județeană, dar vorbim despre programul tomate cu câțiva dintre foarte mulți legumicultori interesați de acest program. Prima parte a emisiunii însă se va mula pe prietenii noștri din zona Hațegului. Atât doar că vom vorbi cu ei despre nostalgia zăpezilor, pentru că am fost mai la începutul săptămânii când afară parcă era primăvară. Între timp s-au mai schimbat unele și altele. Dar să nu vă mire dacă auziți că ne e dor de zăpadă. În discuțiile pe care le-am avut atât cu Login Stoicuța, cât și cu Liviu Morar, dar și cu Ștefan Tot. Finalul de ediție aparține, așa cum ne-am obișnuit de atâta timp, medicului veterinar. Vizionare plăcută! Login, bine te-am găsit, în primul rând. Nu începem să vorbim despre, uite, vorbim despre animalele astea absolut minunate și prietenoase. Sunt deosebiți, sunt câinii crescuți de mine, când o să văd căței, sunt deosebiți. Deci ăștia sunt șefii turmei, paznicile turmăsei. Da, dar cred că sunt așa numai dacă ieși prin zonă. Numai dacă se iau în zonă. Deci numai dacă în zonă și în rest nu primească pe nimeni, nu-s prietenoși. Dacă nu se iau în zonă, stau lângă noi până mâine. Dacă stăm aici, nu pleacă de lângă noi. Foarte, foarte fain. Bun. Oițele, n-ai treabă cu ele. Oițele foarte bine. Ies în câmp. Nu fată încă, mai au cel puțin vreo 32 de zile, 35, cum am calculat-o, ca să fete. Pentru că vezi cum e piața românească de carne, de oaie, e slăbuță. Și am zis, bă, n-are rost să stau prin ger, să fete, să îngheță miei, și lucrez greu cu ele. Fata, la sfârșitul februarie, începutul martie, e foarte bine, atunci probabil e cald. Și mult mai ușor și pentru mine ca fermier și pentru ele mult mai ușor. Și mai ales tu care nu... Te mulezi foarte, foarte tare pe Paști. Nu, deci nu. V-am zis, piața românească de carne de miel văd că e slăbuță încă. E muncă foarte multă și nu. Eu nu mai vând miei, nu mai tai miei de vreo 4 ani de zile. Nu, eu am alte afaceri, vând toamna și merg mult mai ușor. Nu merge nici brânza. La 12-13 lei pe kilogram de brânză n-am niciun beneficiu, cu 15 lei prea puțină lume cumpără, eu fac câte 800 de kilograme pe săptămână, deci nu rentează, deocamdată. Este o fabricuță de lapte la Baru, bună fabrica, dar și în lipsă de fonduri îți dă banii la 30-40 de zile, îți dă banii când nu ai nevoie de ei și atunci îi dă truncheați, nu îi dă tot ce-o da și nu, deci nu, deocamdată nu merge, încă nu merge. Treburile au început să pună pe roate, am văzut că ministrul ăsta se zbate foarte mult, domnul Daia, un lucru extraordinar, deosebit, dar dacă nici noi nu participăm și nu punem umărul, nu face nimic. Lumea nu înțelege și de câte ori am zis, dacă nu există unitate între noi, fermierii, nu facem nimic, nu. Slăbuți, asta e piața, ce să-i faci? Da, până la urmă contează foarte mult și atitudinea noastră. Foarte, asta e, în primul rând, atitudinea noastră, dar nu înțeleg de ce, domne, pentru că de atâția ani vedem că nu merg treburile bine și vedem că dacă ne asociem 3, 4, 5 fermieri, se mișcă un pic treburile. Dar nu înțeleg de ce stagnează așa. Sincer, nu înțeleg pe oameni. Nu înțeleg. Ei văd bine că e rău, dar tot în rău merge. Probabil așa suntem noi, așa genele noastre. Mereu e rău, mai rău și criticăm pe altul. Nu, domne, trebuie să pui mâna. Eu v-am spus, am avut ocazia să fiu dincolo, să fac școală de ciobani în Franța. E altă mentalitate, domne. Altceva, altfel. Și sobeni atât de simpli. N-aveți idee. Ai noștri mult mai citiți ca ei. Dar nu înțeleg de ce suntem așa, de lăsători, pe cuvânt. Citim prea mult? Probabil ne uităm la alte chestii prea mult. Nu știu dacă citim prea mult. Îmi pare rău, pe cuvânt, îmi pare rău să recunosc, pentru că
Nu aveți idee sau aveți idee câtă trudă îi cu animalele și când să te bucuri de rodul muncii tale, tu nești în tare să vorbești ceva, domnule, să te asociezi, să ai un cuvânt de spus, să-ți deschizi magazinele tale proprii, că nu vezi nimeni, nu o să vină nimeni de la Deva, de la Ocean sau de la alt supermarket, zic că băi, nealogine, fii atent aici, dumneavoastră tale ai oi frumoase, nu-mi vinzi mie, nu vin, trebuie să mă duc eu să-l caut, dar când ești asociat și ai tu un mic magazin al tău, unde îți duci produsele tale, și le vin și lumea vede, lumea te cunoaște, e altceva. Dar asta nu înțelegem. Spune la un moment dat câtă muncă e în spatele lor. Muncă și cheltuială. Cam cât bagi în ele ca să arate așa de bine? Deci cam, eu am vreo 350 de oi, cam 180 de tone de fân, ai foarte multă lucernă, trifoi și în jur de 25 de tone de bobe. Deci asta e minim, dacă nu faci chestiile astea, plus că rasa asta de oi, breaza de Valea Jiului, sau breaza de hață, cum îi spunem noi acum, pentru că deja peste tot în țara Hațiului s-a umplut de breaze soi mixte de carne și lapte oi care se duce la 60-70 kg și brebește la 100 și ceva de kg. La oile astea, dacă nu le duci la munte, cel puțin 60 de zile pe an nu ai făcut nimic, le pierzi. Deci ca ele să-ți fie foarte rezistente și să arate așa, trebuie să faci și tu, să depui și tu efort. E multă trudă, dar și satisfacție pe măsură. Mai la munte decât suntem. E mai la munte decât suntem, da. E mai la munte decât suntem, dar trebuie dus neapărat. Deci nu faci nimic fără ele. Dacă nu le-ai dus acolo, nu, ele soi de presiune, au alte gene, ca să e foarte greu. O soi care la mine au 15 ani, ca să se poată adapta aici. Deci e foarte multă muncă, să le poți adapta de la Valea Jiului aici. Rezultatele sunt, să văd, asta e. Oricum am văzut că te dotezi și utilaje ți-ai luat. Deci fără, am mult teren luat în arendă de la oameni și dacă nu trebuie lucrat terenul, n-ai cu ce trebuie să-ți iei utilaje. Deocamdată nu mi-am permis să iau utilaje noi pentru că nu mi-am permis și am găsit, mi-a ajutat bunul Dumnezeu și am găsit de second hand utilaje bune, foarte bune, preț accesibil și asta este, am luat, am toate, în afară de mașină de recoltat paioase și porumb, am toate utilajele. Și de alea nu meu, pentru că la 10 hectare de porumb cât o să pun eu și 4-5 hectare de paioase nu rentează. E bare aruncat să iure. Bun. Anul trecut a fost așa un light motiv al tuturor discuțiilor pe care le-am avut. Mâna de lucru. Cum te descurci? Greu. Deci foarte greu. Cu mâna de lucru e foarte greu. Nu găsești oameni. Am acum niște jumani din Moldova, din Republica Moldova, oameni deosebiți, oameni săraci, zic eu așa, dar foarte muncitori, săraci că vreau ei să fie săraci. Aici dacă îi coordonez, sunt deosebiți. Foarte muncitori, dar vedeți voastră cum e. Stă un an, 2, 3, 4 ani, ei stau undeva la 1400 de lei pe lună, salar, contractul făcut banii ăla la sfârșit de an, pentru că eu îi ofer tot mâncare gratis, haine gratis, tot țigări gratis, toate chestiile astea și el nu strică banii. Ei, după ce așa doar o anumită sumă de bani, te salută, sănătate, nu înțelege că e spre binele lui, până la urmă, că asta e, sunt din colaborator, noi colaborăm unul cu altul, până el să la oi, eu mă duc și cosesc și fac altceva. Dar greu și nu înțeleg de ce tinerii noștri, domne, nu, pentru că sunt copii de țăran, domne, nu le place să muncească, merg dincolo, adună căpșuni și alte chestii în condiții extraordinare, ei se bucură că iau 700-800 de euro, dar dacă stai acolo 6 luni de zile, banii strică acolo, pentru că și acolo cheltuielile foarte mari, mai ales consumi foarte mare, aici la 1200 sau 1000, până la 1500, că nu-și permite niciun fermier să ține 10, cât de mai multe ai vrăjeli, dar se dau 1500 de lei pe lună, în mână banul lui cash, cu contract, plus haine gratis, mâncare gratis, cu toate că tu ajungi până peste 2000 și ceva. Banii care au luat dincolo euro îi găsești aici. Și noi nu știu ce muncă. Și ești la tine acasă. E sub obiceiurile tale aici, tradițiile tale le cunoști. E țara ta până la urmă, domne. Dar nu, asta este, e tineretul. Vedeți voastre cum nu, a dispărut cultul muncii, a dispărut tot. Ei cred că le-ați drepturile lor să primească. Ajutoarele astea sociale s-au dat aiurea să dă nonsens. Pe cuvântul meu de onoare, domne, dai la un om sănătos în puterea. Băi, fratele mare, 35-40 de ani, deci are cea mai mare putere de muncă și stai acasă că primește ajutor social. Și când îl cheie la muncă, pe ce ești nebun să vin să lucrezi că banii oricum îmi vin. Băi, corect, ai dreptate. Asta este, ce se face. Da, sunt multe de pus la punct. Mai multe de pus la punct, dar vezi, asta e rolul cel mai mare, îl avem noi.
noi ca oameni, ca fermieri, avem cel mai mare rol. Dar dacă v-am spus, dacă noi nu ne asociem, nu, tare rost că vorbești de unul singur, nu te ascultă nimeni, domnule. Nu înțelegi. Omul vede bine că e rău, stai cu el de vorbă, da, mă facem și când te duci să faci, rămâi singur. Se întoarce, băi, o plecat. Bun, trebuie să vorbim un pic și de meteorologie, pentru că și iarna asta văd că e atipică, deocamdată zăpadă și pe vârfuri, am văzut destul de puțină. Mă, nu știu, cred că e modificat un pic, s-a modificat puțin clima, asta este în decursul anilor, e normal că să se schimbe și puțin clima. Bă, sper să ne adaptăm, deocamdată nu, apă însoleasă, să știi, dar... După ce prognoză ce dau oamenii ăștia, s-ar zice că de până în 20-25 zăpadă. Dacă nu vine zăpada și vin gerurile, cum se pregonizează la minus 20 de grade, culturile se cam duc, să știi. Deci se duce, se duc. Nu va fi. Nu va fi nici iarbă, nu va fi nici grâne, nu va fi nimic. Pe cuvânt, e greu. Dar să sperăm că bunul Dumnezeu ține cu noi românii și nu ne-a uitat și ne dă și zăpadă la timpul potrivit. Liviu, în primul rând, an nou cu sănătate și cu putere de muncă. Mulțumim la fel, aceleași lucruri le urăm și noi tuturor celor care se uită la noi, care ne urmăresc și care consumă cu plăcere produsele pe care noi le avem în magazinele noastre. Cei cu programul Juninș Gestante? Da, în ultima perioadă, pentru că am ajuns la numărul de juninci de care noi aveam nevoie și chiar peste, am lansat un program de comercializare a junincilor gestante din rasa bălțată cu roșu. De data asta nu mai spunem bălțată românească, hai să zicem bălțată cu roșu. Deja am și comercializat câteva capete. Chiar zilele trecute ne-a sunat cineva de la Dâmbovița și să ne mulțumească, pentru că i-au fătat toate junincile și era uimit cum bălțata românească la prima fătare poate să dea 32-33 de litri de lapte pe zi. Ceea ce pe noi ne bucură. Noi știam, de fapt, că ne cunoșteam foarte bine genetica care o avem în fermă. Ai ajuns la cuvântul foarte important și, de fapt, în jurul căruia v-am să închegăm discuția de astăzi. Genetica. Foarte importantă în derularea activității într-o fermă, în extinderea activității într-o fermă. Da, noi de când am pornit ne-am gândit să facem genetică, pentru că dacă nu ai genetică într-o fermă, nici nu are rost să te mai apuci de creșterea vacilor. Dacă vrei să faci performanță, dacă vrei să ții vaci, da, atunci nu te gândești la genetică, ții vaci și atât. Dar noi vrem să creăm, deci producem genetică, creăm genetică și mai nou vindem genetică. Pentru că noi ne-am gândit de la început, când am pornit ferma, facem fermă de vaci de lapte, dar cu vaci performante. Și am reușit să avem la ora actuală vaci chiar foarte performante. Trebuie să specific că dintre vacile adulte pe care noi le avem au fost bonitate peste 80 de capete ca posibile mame de tauri și unele chiar au devenit mame de tauri. Noi și livrăm tauri pentru reproducție la ora actuală pentru anumite firme. La momentul potrivit o să spun și la ce ferme și firme livrăm tăuraș pentru reproducție. Da, foarte important acest lucru. Dar e un pic încurcată, Pacip, în spațiul ăsta, Carpato-Danubiano-Pontic, partea asta de ținere a unei, eu știu, unei statistici exacte genetice. Da, pentru că după 1989 s-a cam uitat ceea ce înseamnă genetică. Noi știm toți, cu toții care am trăit vremurile trecute, că am avut genetică foarte bună în România. După 89 s-a cam distrus ce a fost și uite că au venit alții ca noi și mai sunt și alții, că nu suntem singurii pe piață, care încearcă să revină și mai ales cu bălțata cu roșu, pe care noi o iubim foarte mult și nu numai bălțata cu roșu, pentru că știți că noi am mai încercat și alte variante, am făcut niște metisări, avem niște juninci foarte frumoase, foarte frumoase, trebuie să repet, din roșia norvegiană sau normandă, rasa normandă. Avem bruna elvețiană, excepțională. Mai avem o infuzie de Red Holstein pe niște vaci
Bălțate cu roșu, mai avem Montbeliardul. Deci am încercat din toate și mai încercăm, bineînțeles. Și ne-a și ieșit. Acum trebuie să specific că în anul ăsta o să pornim programul de transfer, de embriotransfer, și sperăm să obținem o genetică și mai și. Urmărim ceea ce se întâmplă și de ceva timp și am văzut că practic drumul vostru e ghidat de un cuvânt simplu și la ar trebui să fie la îndemână tuturor. Calitate. Da. Am repetat și tot repet. Dacă nu faci calitate, nu te bagă nimeni în seamă. Și noi asta vrem. Și se pare că începem din ce în ce mai mult să fim băgați în seamă. Sperăm să o ținem tot așa și să mergem un pic și mai bine. Pentru că, repet, dacă nu ai calitate, nu poți să ieși pe piață cu produse ca să le și vinzi și să le vinzi și la prețuri bune. Da, mai fac unii tot soiul de... Se va termina și cu treaba asta, pentru că oamenii își dau seama, cei care vor să facă la fel ca și noi, își vor da seama că trebuie să achiziționeze lucruri de calitate ca să poată să facă calitate. Bun, în tot ceea ce înseamnă șeptelul vostru, aveți tăurașii, aveți vitele adulte, aveți junincile, dar aveți și la vițeluși, am văzut, chiar urmăresc tot ceea ce postați și aveți câteva exemplare minunate. Avem, pentru că avem foarte multe fătări, fiind efectivul mare, la ora actuală avem un efectiv mare de capete în fermă, avem și foarte multe fătări și, după cum am spus, avem din mai multe rase, mai multe vaci din mai multe rase, încercăm și metisări și pot să spun că la ora actuală, de exemplu, în adăpostul pentru viței, care îl știți că arată ca o farmacie, avem peste 116-120 de viței și vin zilnic la fătare 6, 5, 7 vaci, ceea ce ne bucură, pentru că am văzut că cererea este din ce în ce mai mare. Noi, după cum am spus la început, am început să mai vindem din ceea ce producem și oamenii sunt foarte, foarte mulțumiți. Primim telefoane aproape în fiecare zi. Chiar mi-a povestit doctorul azi dimineață că din nou l-a sunat cineva. Pe lângă cei de la Dâmbovița l-a mai sunat cineva că e foarte mulțumit de ceea ce a luat de la noi, pentru că ceea ce am vândut acum vreo 7-8 luni, deja au fătat, oamenii au viței, au produs de la ei, de la vacile noastre, de la junincile noastre și sunt mulțumiți. Cam cât mai întindeți programul ăsta cu junincile gestante? Păi, mai avem câteva, nu știu exact acum la ora actuală, trebuie să ne facem și noi niște socoteli, dar cred că va dura, pentru că noi am ajuns acum la un număr de capete care să ne satisfacă și rata de înlocuire a noastră și ca să mai putem pe aici, pe acolo, să comercializăm câte ceva. Cu viței, acum junincile probabil că e un pic mai ușor, cu viței reușiți? Da, chiar săptămâna trecută am reușit, de am vândut un lot de viței, chiar foarte bine. Se pare că viței din Bălțată sunt la ora actuală foarte, foarte căutați. Avem oamenii cu care noi lucrăm de câtva timp, vin, ne iau, ne dau un preț bun, ne plătesc la timp, deci din punctul ăsta de vedere nu avem niciun fel de problemă la ora actuală. Cam ce targeturi v-ați stabilit pentru 2018? Păi primul ar fi să ridicăm standardele de calitate, să mai ridicăm un pic. Al doilea ar fi ca să reușim să construim un abator. Pentru că la un moment dat, mărind numărul de capete, fătările vor fi din ce în ce mai multe și am hotărât o parte din viței să-i creștem, să-i îngreșăm și să-i abatorizăm noi. Sperăm să se întâmple și treaba asta și să ne realizăm ceea ce ne-am pus în gând de anul trecut, embriotransferul. Număr
mă pot hotărî. Ca să vorbesc despre produsele Alpin, trebuie să mă îmbrac așa, așa sau așa. Nu contează cum te îmbraci, important e ce mănânci. Produsele tradiționale Alpin de la Brad din Țara Moților sunt preparate din materii prime provenite din ferma proprie. La preparare sunt adăugate doar ingrediente naturale folosite din timpuri străvechi. Nu credeți? Gustați produsele tradiționale Alpin și o să mai gustați odată și încă o dată. Alpin, plăcerea gustului tradițional. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Fermele ADO din Țara Hațegului, ferme la standarde europene, lapte, carne, legume, totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția Țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar-veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Ștefan, ne-am ascuns un pic aici. Afară e vreme de primăvară. Bun, un pic răcoare, dar senin complet. Și de fapt despre asta vreau să discutăm, chiar îți spuneam la telefon, despre meteorologie. Ar fi trebuit să fie o iarnă cât de cât mai altfel. Deocamdată eu sunt mulțumit. Știți că în toamnă a fost secetă, toate culturile, adică culturile de toamnă care le-am semănat în toamnă au răsărit târziu. Și dacă a fost vreme așa primăvăratică, s-au mai dezvoltat. Rapița, grâu înfrățit, rapița mai crescut, s-a făcut mai rezistentă. Acum ar putea să vină și un pic de zăpadă și ger. Dar în ordinea asta, mai întâi zăpada și urmă gerul. N-am greșit, da. N-am greșit, așa este. Pentru că ne trebuie prima dată plapuma și după aia să vină frigul. Bun, ce se întâmplă dacă nu va fi așa? Pentru că prognozele sunt, bun, nu mă prea iau după tot ce spun ăștia, dar spun de mai puțină zăpadă, în schimb temperaturile pare să că or să mai aibă niște căderi. Nu este nicio problemă, nu. Atât grâu cât și rapița rezistă până la minus 15, minus 20 de grade, chiar fără zăpadă, am constatat asta anul trecut. Cum v-am spus, deocamdată este foarte bine, nu mă pot plânge deocamdată de nimic. Cu siguranță stai de vorbă cu colegi de breaslă, cum e în alte zone, cum a pornit la ei, cum merge treaba pe acolo, că și condițiile astea meteo sunt diferite de la un capăt la altul al țării. Da, iarna asta pot să spun că am stat de vorbă și cu colegi din Brașov, din Arad, din Timiș.
tot cam așa a fost. Deci nu a fost nici prea frig. Norocul nostru este că au fost precipitații totuși. A fost destul de consistente și s-a mai făcut un pic de rezervă în sol. Nu suficient, dar cât să pornească în primăvară culturile și că să putem să și semănăm, eu zic că e bine. Da, deocamdată. Așteptăm și vedem. Până la urmă, cât contează, eu știu, sau cât ții tu cont de meteorologie când îți planifici ceva pentru un an? A, asta de meteorologie nu să nu mai vorbim, că doar știi că s-au prognozat temperaturi nu știu cât de scăzute, cu viscole, cu nu știu ce. Uite că a trecut jumătate de ianuarie și încă nu le-am văzut. Asta nu înseamnă că nu o să le avem. Noi acum, nu știu dacă ai mai discutat și cu alți colegi din zonă, ne-am format o asociație a utilizatorilor de apă și suntem cu toate formele legale întocmite. Am avut deja primul contact cu un consultant care este în același timp și constructor. Deci suntem pe calea cea bună și dacă vom realiza ceea ce ne-am propus, adică irigarea a 2500 de hectare din țara Hațegului, din care și eu am 100, îmi pare rău, numai 100 am, dar restul mă mai descurc din râuri, asta ar fi o realizare la care acum 2-3 ani nici n-am visat. Deci în cazul în care se va realiza, că noi suntem tare optimiști și toate semnele sunt că putem fi optimiști, respectiv faptul că vom primi finanțare 100% nerambursabilă și bani serioși, deci în prima fază vreo 2 milioane de euro și ne putem dota și cu utilaje. Da, deci oricum, noi suntem foarte optimiști în sensul ăsta și atunci putem un pic să mai uităm de secetă și de alte probleme care ne-au cam afectat anul trecut. Aici vreau să mai adaug o problemă. Noi am făcut și acte de calamitate, au venit de la ISU, s-au făcut comisii, s-au făcut actele, tot în regulă, dar se pare că bani nu vom primi. Mi-a spus-o chiar domnul ministru astă toamnă, atunci am crezut că glumește, dar cred că nu vom primi bani, niciun fel de ajutor, cu toate că am fost afectați în proporție de 60-70% la culturile de floarea soarelui, porumb, da. Soia. Na, mă rog, dar v-am spus, mergem înainte și ne bazăm tare mult pe acțiunea asta de repunere în funcțiune a irigațiilor în țara Hațegului. Proiectul nostru este foarte îndrăzneț, în sensul că vom face 2 sau 3 acumulări mari de apă, în sensul că să putem aduna apa în timpul când nu avem nevoie de irigații, deci apa va veni continuu de acolo, de la râu mare de sus, și din aceste acumulări se va pompa apa în conducte subterane, iar noi vom avea o misiune foarte ușoară, în sensul că numai trebuie să ne conectăm și să dăm drumul la irigații. Deci pompa, apa vine sub presiune. Eu am mai discutat cu colegii, mai în glumă, mai în serios, zic, bă, nu s-ar visa, știi? Da? Da, noi visăm. E un pic mai greu de adunat niște fermieri serioși care să se apuce de o treabă, dar uite că implicându-se câțiva din colegii noștri, în special colegul Prială, care a fost și la București, s-a putut realiza și
Acum, având un precedent, ne gândim chiar să formăm un grup de producători, tot pe scheletul acestei asociații sau, mă rog, din membrii acestei asociații, care ne va aduce iarăși beneficii serioase. Da. Lucru care trebuie să se întâmple acum 20 și mulți de ani. Da. Râzi și spui că, de fapt, eu cunosc toată istoria, având în vedere că am lucrat 10 ani și înainte de Revoluție, și pot să spun că dacă se păstra numai, nu trebuia să se mai facă mare, numai dacă se păstra ce a fost atunci, și azi eram departe. Dar o trebuie prima dată să dărâmăm și după aia să ne gândim dacă mai putem face, să o lălăim așa, și după 28 sau câți ani avem, de atunci totuși să ajungem poate unde am fost atunci. Bun. Lăsând la parte istoria și privind înspre viitor, înspre viitorul deocamdată foarte apropiat. Auspicii bune și optimism pentru 2018. Da, știi că întotdeauna eu am fost optimist și chiar dacă am avut unele greutăți, n-am plâns prea tare, am strâns din dinți și am mers mai departe. Lucrul ăsta m-a caracterizat până acum și cu toate că în acte am ieșit la pensie, până în septembrie anul trecut am ieșit la pensie, dar încă nu mă simt nici pensionar, nici bătrân, așa că mergem totuși în înainte. Cosmin, programul tău de 2018 pornește la drum, dar vorbim un pic mai târziu, pentru că tocmai am asistat la un moment important, spun eu, pentru ceea ce înseamnă grupul de producători Corvinia. Da, într-adevăr e un moment important, mai ales faptul că pentru noi un pic de mândrie, ne-am chinuit un pic cu hârtiile, cu sprijinul domnului Rus am reușit să le închidem și cu sprijinul colegilor. Am primit avizul de începerea procedurii de recunoaștere a grupului de producători. Domnul Călin l-a adus de la minister. În momentul ăsta, practic, grupul Prod Corvinia, ca și grup de producători din județul Hunedoara, este cu acte în regulă. Nu mai este doar o societate și doar denumirea să îi spun acest lucru. Ne face mândri, ne obligă și cu siguranță în momentul când se deschid măsurile pentru formele asociative pe AFIR, vom depune un prim proiect pentru susținerea activității grupului. Bun, o să vorbim despre asta în momentul în care sunteți pregătiți sau sunt pregătite condițiile pentru așa ceva. Deocamdată e foarte importantă acest aviz de recunoaștere a grupului vostru. Și acum, motivul pentru care s-a strâns foarte multă lume astăzi aici. Debut, Tomate 2018. Da, și eu sunt surprins de câți oameni s-au adunat aici. Eu mă bucur că cu cât suntem mai mulți, cu atât lucrurile vor merge mai bine. Concurența, mă repet, de nu știu câte ori nu este între noi, este între noi și celelalte entități sau celelalte țări sau, mai bine zis, ne civilizează pe toți chestia asta. Programul de tomate este un program bun, aș putea zice chiar foarte bun. Pe noi, cei care activăm în grup și în speță pe cei de la Rovina, să zic, ca și fermieri, ne-a ajutat extrem de mult anul trecut, dat fiind faptul că dacă nu aveam acest sprijin, aveam o problemă reală de finanțare pentru calamitatea care am avut-o. Sunt convins că și ceilalți colegi, și pentru ceilalți colegi a fost de bun augur. Bașca, că cu banii ăștia am putut să ne facem și niște investiții, că banii au rămas tot în business, nimeni nu merge cu ei acasă să-și ia salarii sau alte chestii, cu siguranță își cumpără anumite inputuri de care are nevoie. Da, un program bun. Ar fi fost bine dacă se lărgea un pic și pe altă gamă de produse.
Eu cred că în momentul de față, fiind anul trecut fiind un an de test, în primul rând dat fiind faptul că au prelungit și perioadele de depunere și cum ne-a anunțat acum domn director că ele nu se vor mai prelungi și vor fi foarte clare luna mai și luna noiembrie ca termen final de depunere a documentelor doveditoare de vânzare. Posibil ca în viitor să fie. Eu cred că anul ăsta e un an de, cum să zic, de consolidare a programului și probabil că ulterior el se va extinde. Da, era bine dacă erau și pe alte produse, pe castravete, să zic, sau pe ardei sau pe produse mai speciale, dar probabil că este un studiu și se constată că roșia, ca și cartoful, sunt printre cele mai consumate alimente, legume în România. Așa este și e bine. E bine că apar măcar razele astea de soare. Așteptăm și altele cu siguranță. Deocamdată atât, pentru că ceea ce înseamnă planuri de 2018, venim la Rovina și discutăm acolo. Te așteptăm cu mare drag la Rovina și cu siguranță vom avea multe de povestit anul ăsta. Îți mulțumesc! Victor, al doilea an programul pentru tomate, primul an a fost bine, pregătit și pentru anul ăsta. Da, este chiar binevenit și mă bucur că continuă lucrul ăsta. Ne ajută foarte mult programul și banii, care sunt într-un moment foarte bun. Da, bun, pentru asta trebuie muncit un pic. Păi trebuie să scoatem roșiile în extra sezon. Tu ai totul pregătit. Da, am pus roșiile, avem roșiile deja, vârsta, că trebuie plantările să fac la optim, deci nu-i problemă. Cu căldura, că uite, dacă până acum câteva zile parcă era primăvară, vine iar iarna. Da, deocamdată e cam blândă iarna, nu pot să nu ne putem plânge, să vedem ce mai fi în continuare, dar deocamdată e ok, e bun, timpul e bun. Trebuie să fie un pic frig, să așteptăm căldura. Dar ai pregătit la o adică să faci și căldura? Avem pregătit, sigur că da, avem încălzire centrală, avem, nu-i problemă. Deci în condiții cum trebuie, nu-i... Suntem pregătiți pentru minus 25-30 de grade, minus. Mergi la fel, intri pe prima etapă, nu? Pe primul ciclu, da, prim, da. Cam ce ai făcut până acum? În afară de răsadurile pentru roșii. Păi, acum v-am zis de anul trecut că ne echipăm un pic și pentru flori. Un pic să începem așa o parte cu flori, să vedem cum merge primul an, să vedem. Bun. Ne vedem la tine și discutăm mai mult. Da, ne vedem într-o săptămână, oricând puteți veni, să le și filmăm. Da, să avem ce arăta acum, că-s mari deja roșiile. Ionela, nu ne-am văzut de ceva timp. Nu te-ai îndepărtat de dragostea ta din tâi și din totdeauna, legumicultura. Programul Tomate continuă și în 2018. Cum îl vede specialistul? Anul 2018 se pare că începe bine. Azi am fost invitați aici la ședința organizată de Direcția Agricolă, prin care ne informează că și pe anul 2018 o să primim sprijinul pentru cultura de tomate în seră, pe suprafață de minim 1000 de metri pătrați, spații protejate. Ne încadrăm. Chiar dacă noi, toată lumea zice că Hunedoara nu e specializată, vezi, doamne, pe legumicultură, dar sunt 36 de oameni care au luat anul trecut deja banii și chiar m-am mirat câtă lume a venit acum aici. Da, așa este. Comparativ cu celelalte județe din țară, Hunedoara, un număr de 36 este puțin raportat la celelalte județe, dar se pare că anul acesta or să fie mai mulți. Județul Hunedoara este un pic defavorizat din punctul de vedere că aici se desprimăvărează mai târziu și temperaturile cu minus grade se prelungesc undeva până în aprilie. Dar, având experiența anului trecut, ne-am organizat pentru a asigura pe o perioadă de 2-3 săptămâni, cât va fi cazul, de a asigura temperaturile de gardă pentru ca plantele să nu sufere și să nu
înghețe. Deci specialistul e mulțumit de program și spune că se poate. Da, da, programul este foarte bun. Prin acest program se acordă sprijin către fermier pentru a putea merge mai departe, pentru a putea obține producție mai devreme și a obține un preț de vânzare mai mare și aș putea acoperi toate cheltuielile și, în plus, se vine cu produse românești pe piața românească, în supermarketuri și, totodată, avem și avantajul acum, la ședința de astăzi, s-o primi și avizarea grupului de producători, care este un sprijin pentru fermierii din județul Hunedoara. Domnule director, iată-ne la început de an, sub auspicii foarte interesante pentru fermieri. Și pe plan legumicol, și vorbim în primul rând despre asta, dar pe urmă să ne îndreptăm și în zona zootehnică, e vorba despre mangalița. Bun, vorbim despre ce se întâmplă astăzi aici. Programul Tomate 2018. Da, într-adevăr, am pornit, să zic cu dreptul, în 2018 și continuăm programul de tomate care a fost anul trecut, program multianual. Anul trecut, chiar dacă nu suntem un județ cu, eu știu, condiții pedoclimatice extraordinare pentru cultivarea legumelor, iată că anul trecut s-au înscris 40 în program și au beneficiat 36. 4 au renunțat din anumite condiții. Anul ăsta văd că este un interes mai mare față de anul 2017 și este normal, pentru că au văzut și la prieteni și la vecini că programul funcționează, oamenii și-au primit acei 3.000 de euro și reamintesc încă o dată, trebuie să ai 1.000 de metri pătrați de spații protejate, sere sau solarii, care să le cultivi cu tomate, să faci dovada că ai valorificat până în 31 mai sau de la 1 noiembrie o cantitate de 2 kg pe metru pătrat, înseamnă 2 tone pe 1000 de metri pătrați. Asta e toată filozofia la tomate. Noi o să mergem să verificăm în teren la plantare și la rodire și după aia facem control administrativ în ceea ce privește actele doveditoare prin care fermierii fac dovada că au intrat pe piață cu tomate, cu roșii. Scopul programului este să echilibrăm balanța comercială și să încercăm să venim cu roșii hunedorene, cu roșii românești pe piață, cu prețuri bune și cu gust și cu calitate. Celălalt program, mangalița și bazna, da, pentru... Înainte de a ajunge la mangalița și la bazna, pentru cei care n-au reușit să ajungă astăzi aici, până când se fac înscrierile? Cât de repede, nu există un termen, se pot face înscrieri și pe o perioadă mai lungă pentru cei care vin în ciclu 2, da? Cei care vreau să scoată roșii până în 31 mai, să vină cât de repede cu actele necesare. Noi am dat în presă, am dat la toată lumea. Nu e foarte simplu. Dacă e persoană fizică, vine cu atestatul de producător, cu buletinul și cu extrasul de cont. Dacă e persoană juridică, cu copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului, cu extrasul de cont și copie după buletin de la administrator. Îi așteptăm cât mai repede și să vină să-și depună actele, pentru că încercăm să fim operativi. Da, asta era informația care trebuia să ajungă în plus vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă aici. Pentru că da, mai pot fi oameni care n-au prins. Lumea, poate n-au reușit să îi contacteze colegii noștri. Noi am făcut echipe pe toate zonele, am mers la ei acasă, am discutat, o să mergem în continuare. Dacă știm că mai sunt și alții, îi vizităm, încercăm să le descriem ceea ce înseamnă acest program și fără probleme, cred că va fi și anul ăsta un program de succes. Bun, și acum... Recenzământul la mangalița l-a făcut. Suntem în plină desfășurare. E vorba și de mangalița și de bazna. Sunt cele două rase românești. Chiar avem echipa mixtă pe teren începând de astăzi ca să vedem în primul rând cele trei componente ale programului și anume furnizorii, cei care au materialul genetic de mangalița și de bazna, care vor intra în proiect cu purcei la minim 10 kg și vor primi de la Guvernul României, de la Ministerul Agriculturii, prin intermediul Direcției Agricole, 250 de lei pe purcelul care îl dă înțărcat la minim 10 kg, mai departe crescătorilor. Crescătorii sunt obligați să
fac un contract cu procesatorul să dea purcelul la minim 130 de kg și să primească de la procesator, asta e obligația procesatorului, să dea 11 lei pe kilogram. Pot să crească minim 2 purcei, maxim 10, și sunt obligați jumătate dintre ei să meargă către procesator și să intre pe piață, încă o dată la greutatea de 130 de kg. Acum, bineînțeles, noi discutăm cu fiecare în parte, suntem în faza în care în timp de 90 de zile identificăm fiecare tip de, să zic așa, de verigă care intră în acest program. Sunt interese destul de mari și mulți sună să, mai ales să crească purcei. Le spunem că le stăm la dispoziție cu orice informație, atât din punct de vedere a tehnologiei, le stăm la dispoziție cu rații furajere, să-i îndrumăm cam ce să le dea de mâncare, urmărim un pic să aibă și condiții de bunăstare în ceea ce privește spațiul aferent al creșterii, necesarul de furaje care trebuie să-l dea acestor animale, și le spunem că trebuie să fie serioși și să încerce să fie beneficiare acestui program, care, zic eu, este foarte bun. Dar, bineînțeles, fiecare trebuie să-și facă treaba. La furnizori încercăm împreună cu Asociația de Mangalița și de Bazna să identificăm genetic și fenotipic purceii și scroafele, scrofițele, vierii, să-i introducem în registrul genealogic în secțiunea a doua, să poți să aibă o adeverință și până la urmă, la finalitate, un act în care să certifice că într-adevăr este rasă Mangalița sau Bazna, și sperăm să funcționeze. Important este ca toată lumea să intre în acest program cu seriozitate, să încercăm să venim cu carne de calitate de Mangalița și de Bazna, carne care știți foarte bine, are gust, are colesterolul mai mic, se vorbește, se știe, alte tip de, are o slănină extraordinară. Toate produsele astea trebuie să revenim cu ele în minte, să ne aducem aminte că pe vremuri când eram copii mici, noi consumam aceste produse. Da, pare să că există o mică problemă cu partea asta de procesare, pentru că nu prea avem pe aici prin zonă, sunt puțini. Vom vedea. Sunt și în alte zone, există un interes. Până la urmă, nu zicem hop până trecem pârleazul. Nu, dar bănuiesc, chiar dacă nu avem aci suficienți, bănuiesc că veți face această interfață. Cu siguranță, interconectivitatea de bază de date există și între județe. Ministerul coordonează la nivel de țară toată această acțiune și vom da mai departe informațiile ca să putem să demarăm acest program. Domnule doctor, am trecut de sărbători, am trecut de aniversări, trebuie să ne întoarcem foarte, foarte serios la muncă. În sensul că să venim deja cu celebrul sfat al medicului veterinar, și chiar dacă vorbim aproape în fiecare an, de foarte mult timp și de foarte multe ori, despre ceea ce înseamnă miei, e perioada în care au început deja fătările, cred că niciodată nu e prea mult. Pentru că stăteam de vorbă mai zilele trecute cu un crescător care se plângea că are probleme cu miei care mor, cu iezi care, din păcate, se nasc, nu știu, de mai slab, debile, așa. Și înseamnă că sunt probleme, încă mai sunt probleme. Oare care ar fi cele mai, știu, mai cunoscute, mai apăsătoare afecțiuni ale lor în perioada asta? Da, în primul rând transmit telespectatorilor un an bun, cu multă sănătate, cu bucurii, și aș vrea să revin la întrebarea pe care tu mi-ai pus-o. Da, acum suntem în plin sezon de fătare la oi și într-adevăr mai apar mici probleme la fătări și mai apar mici probleme la miei care, să spunem așa, sunt afectați de anumite boli.
infecțioase, parazitare, medicale și așa mai departe. Sigur că toți medicii veterinari se tem de anumite, epizotile, spunem noi, nu spune neapărat zoonoze, că nu sunt doar o mică parte care se pot transmite de la animale la om, dar anumite epizotii, anumite boli care au caracter din ăsta de infecțiozitate foarte mare, și atunci sigur că ăsta este primul lucru pe care medicul veterinar își ia măsurile de precauție acolo unde păstorește dumnealui. Ceea ce pot să spun, că în această perioadă, deci fiind fătările, primul lucru sau prima afecțiune care apare în general este acea miodistrofie, acea carență de vitamine și seleniu, în care medicii veterinari vin cu acele suplimente, cu acel produs injectabil în special pe care îl fac în primele zile de viață și care completează carența, care completează necesarul de seleniu și de vitamine E. Trebuie să intervin, pentru că vreau să punctăm foarte, foarte clar. E bine să faci la toți miei sau trebuie să-i urmărești și doar la cei la care se observă niște semne să vii cu acest supliment? E bine să faci la toți miei. Eu în general am recomandat, pentru că din studiile științifice pe care s-au făcut chiar de către universitățile veterinare și din Timișoara și din Cluj, anumite zone din județul Hunedoara sunt carențate în seleniu. Există o carență în seleniu, în sol, mă refer. Și atunci această carență se transmite și la plantele vegetale și la tot ce înseamnă cereale și așa mai departe, și inclusiv pot să apară carențe la om și la animal. Noi discutăm despre animal și pot să apară. Sigur, în general, ciobanii știu și proprietarii de oi știu că apar acei miei cotonoci cu metafizele osoase umflate, cu merg greu, se deplasează greu, au acea buletură în mers și în general sunt și ușor, musculatura este insuficient dezvoltată și au o creștere mai încetinită, au o creștere mai defectuoasă pe tot parcursul creșterii. De asemenea, ce apar? Apar tot ce înseamnă bolile acestea enterice care sunt de natură bacteriană. Colibaciloze, salmoneloze și așa mai departe, care trebuie tratate, sunt boli specifice, perioade în care sistemul lor enzimatic nu este bine pus la punct, imunitatea lor este mai scăzută, faptul că unele oi au un procent mai mare de grăsime în lapte și sigur că pot să apară aceste tulburări, nu foarte grave, dar pot să apară. Sigur că și aici există, cum se spune, leacuri pentru aceste probleme și nu sunt situații în care să ne sperie. De asemenea, apare acea ectimă contagioasă a mieilor, acele bube în jurul boticului, gura este afectată, nu mai pot să mănânce. E o boală virală care de obicei nu dă mortalitate decât un procent foarte, foarte mic și mai ales dă prin complicațiile pe care le dă. Complicații, mă refer, infecții stomatite, glosite, tot felul de afecțiuni secundare date de virus, pentru că virusul el trebuie să-și facă perioada lui de viremie, de formare a imunității și așa mai departe. Sigur că și aici există, de ultimul timp noi am încercat cu stimulare nespecifică, cu Teranecron, cu tot felul de produse cu care scurtăm foarte mult perioada de infecție virală și vindecare o grăbim foarte mult, pentru că, exact cum ți-am spus, pot să apară probleme și de obicei evoluează masal, prinde tot efectivul de miei, o parte din miei fac o formă de asta clinică inaparentă, dar în general toți cam trec prin boală și nu apare în schimb la adulte, pentru că ele au dezvoltat această imunitate pe parcursul vieții sau atunci când au fost tineret și sigur că nu mai fac această boală. E o boală contagioasă? Da, se transmite? E o boală strict contagioasă, pentru că e un virus incriminat și este un virus care transmite, adică dă această boală și sigur că el se poate transmite și chiar pot să rămână purtători de la un an la altul și să apară boala.
ținând cont că nu are o, decât o contagiozitate ridicată, dar nu are efecte secundare majore și mortalitate și așa mai departe. Sunt atâtea și atâtea lucruri de care trebuie ținut cont, nu numai într-o perioadă, ci pe tot parcursul anului. E un motiv în plus să revenim în fiecare săptămână la medicul veterinar, noi cel puțin, ca să putem să informăm pe cei ce ne privesc. Mi-aș dori din suflet, Mihai dragă, la început de an, să cred cu adevărat, și eu cred că și tu ești în asentimentul meu, că acest sfat al medicului veterinar merge direct la sufletul oamenilor și că le este de trebuință și de folos și că îi ajută în activitatea lor de zi cu zi. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Fermele ADO din Țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția Țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Nu mă pot hotărî. Ca să vorbesc despre produsele Alpin, trebuie să mă îmbrac așa, așa sau așa. Nu contează cum te îmbraci, important e ce mănânci. Produsele tradiționale Alpin de la Brad din Țara Moților sunt preparate din materii prime provenite din ferma proprie. La preparare sunt adăugate doar ingrediente naturale folosite din timpuri străvechi. Nu credeți? Gustați produsele tradiționale Alpin și o să mai gustați odată și încă o dată. Alpin, plăcerea gustului tradițional. Atât și pentru astăzi, dragi prieteni. Indiferent dacă zăpada ne va mai rămâne sau nu aproape, indiferent dacă va veni gerul sau poate o primăvară așa mai timpurie, meteorologia nu va mai conta foarte, foarte mult. În schimb, vor fi foarte multe informații care vor veni înspre voi. În primul rând, din zona fitosanitară e o perioadă în care trebuiesc așezate multe lucruri, cu privire spre viitor, bineînțeles, și din zona apia avem informații care trebuie să ajungă înspre voi și, bineînțeles, oamenii care ne sunt dragi, oamenii care trudesc pământul sau îngrijesc animalele. Ne reîntâlnim cu ei și cu voi peste o săptămână, la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă! Această emisiune v-a fost oferită de grupul de producători Corvinia.